Franța se confruntă de o săptămână cu un val de căldură care a provocat incendii de proporții în sud-vestul țării. Oamenii și-au amintit de canicula din 2003, care a provocat peste 15.000 de morți. Dar cel mai crunt val de căldură înregistrat vreodată în Franța, soldat cu peste 46.000 de morți, a fost cel din vara anului 1911. Conform Digi24, în anul 1911, francezii din la Belle Époque au avut parte de un val de căldură pe cât de mortal, pe atât de neobișnuit, venit direct din Statele Unite, cu pola de foc a lovit Europa, în special Olanda, Belgia și mai ales Franța. Timp de 70 de zile, de la 4 iulie la 13 septembrie, Franța a fost efectiv sufocată, cu temperaturi foarte ridicate combinate cu un nivel ridicat al radiații solare și cu absență totală a ploilor, canicula a pârjolit întreaga țară. După o relativă acalmie la sfârșitul lunii august, aceasta a revenit în septembrie și s-a oprit abia la mijlocul lunii. În 1911, țara s-a confruntat cu un val de căldură, dar și cu o epidemie de diaree verde, care a făcut ravagii în rândul copiilor foarte mici. Valul de canicula a afectat rapid toate straturile societății. În total, 46.719 persoane au murit în această perioadă de căldură extremă, iar printre aceste victime se numără aproape 30.000 de bebeluși cu vârsta sub un an. O epidemie de febră aftoasă la vacile care produceau laptele dat bebelușilor a cauzat o penurie gravă de lapte, ceea ce a dus la utilizarea altor alimente nepotrivite care i-au făcut pe bebeluși vulnerabili în timpul caniculei. În opinia lui Patrick Zilberman, mortalitatea cauzată de canicula din 1911 nu se datorează direct căldurii. Este cu siguranță o cauză, dar este adiacentă. Adevăratul motiv pentru acest număr mare de victime este sărăcia. De altfel, autoritățile publice au reacționat imediat după aceea prin punere în aplicare a unei vaste politici de prevenire a riscurilor pentru sănătatea bebelușilor, precizează profesorul de sănătate publică, relatează Digi24.